Suspectul, în vârstă de 23 de ani din comuna Coțofeni, județul Dolj, a fost prins de polițiștii gojeni pe raza localității Pojogeni. Acesta a comis mai multe furturi din locuințe și se sustrăgea urmăririi penale. În urma unei perchiziții, o parte din bunurile furate au fost găsite la domiciliul acestuia din Coțofeni. Deschide poliția! Dacă ai lumina aceea. Dar să văd ce găsești aici. Nu e nicio problemă. Să văd ce găsești dumneata aici. Improbatoriul administrat s-a stabilit că în perioada iulie-august 2010, bărbatul de 23 de ani a participat la mai multe furturi împreună cu alte persoane, iar valoarea prejudiciului cauzat a fost de peste 50.000 de lei. Urmarea colaborării cu Inspectoratul de Poliție Dolj, în cursul acestei zile au fost identificați doi suspecți ai mai multor infracțiuni de furt din locuință. Unul dintre aceștia se sustrăgea de mai mult timp de la urmărire penală, iar astăzi a fost identificat într-un autovehicul condus de către un tânăr de 22 de ani din județul Dolj. Suspectul a fost găsit ieri în portbagajul unei mașini care era condusă de un cetățean de etnie romă, care este acum cercetat pentru favorizarea infractorului. Suspectul se ascundea în autovehicul, mai exact în portbagajul acestuia, iar cu ocazia opririi în trafic nu a opus rezistență la prinderea lui. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificate, respectiv favorizarea infractorului. Ce-ați făcut? Ai furat? N-am furat nimic. De ce ești la poliție? Ești șmecher. Dar mă, ce-ați făcut? Ce-am Ce crezi că am făcut?